Bună dimineața, prieteni! Ia uitați ce frumos e aici prin zona primăriei. Facem o mică plimbare. De dimineață mă duc să-mi iau o cafeluță, e sâmbătă, soarele e pe cer, e un pic mai răcoare, dar e toamnă, prieteni, și toamna știți că așa e, a venit toamna. Ia uite strandafirii. Ia uite ce frumos sunt. Hai să vedem și pe ăla galben de acolo. Cât de superb e. Foarte frumos, prieteni. Frumos, prieteni. Ia uitați ce frumos e la roz de acolo. Ia uitați, ăștia doi de aici cât de frumos sunt. Să nu uităm, prieteni, că aici s-a jucat câteva secvențe din filmul românesc. Astăzi seara dansăm în familie. Vine trăsura din zona aceea de acolo, cu Vasilica Castaman, Demre Dulescu și Sebastian Papaiani. Vine prin zona asta pe aici. Iar pe Geo Saizescu, actorul, îl găsiți cu bastonul mână și cu pălăria pe cap și salută trăsura. De aici. Să vă arăt imagine, în imagine cinematograful, fostul cinematograf Victoria de altă dată, prieteni. Uitați-vă aici în față. Aici mă plimbam pe vremuri, aici veneam la film, la cinema, iar iarna când era frig, stăteam acolo la peretele la acolo și bătea soarele, pentru că era super frumos, prieteni. Aici era fostul restaurant Puișor de Aur. Iar aici, în stânga, imediat, era fostul restaurant Bucegi, parcă, cu siguranță Bucegi era în stânga aici imediat, prieteni, restaurantul ăla mare, frumos, cu ferestrele mari la stradă, mi-aduc aminte de el. Acolo e Mănăstirea Stelea. Hotel Valahia, un hotel frumos.
aici erau magazinele Lumea Copiilor și sus și jos, prieteni, cele mai din față, bineînțeles. Ia uitați orele acolo, prieteni, uitați-l acolo sus, deasupra prefecturii. E sâmbătă, e frumos, prieteni, mă duc să-mi iau cafea. Caut un banc la soare, să caut o bancă la soare. Acum e foarte plăcut să stai la soare. Aici erau magazinele Lumea Copiilor. Aici era sus și jos. E plăcut, prieteni, e dimineață. Să caut o bancă la soare frumos. Eu vin și beau cafea, prieteni, de ani de zile, cred că din 2012-2013 vin, cam din 2013 vin și beau cafea aici, și că e o zonă frumoasă și îmi place, e frumos, prieteni. E plăcut, e parcul copilăriei mele. Mai am o fântână în capăt acolo, vedeți? A doua. De acum, prieteni, să-mi caut o bancă la umbră, la soare, ce scuze, prea. Acum la soare merge perfect, prieteni. Mă duc acolo pe prima bancă, că acolo, dacă mi-aduc bine aminte, și așa este, prieteni, v-am mai spus în clipuri, că eu acolo stăteam pe prima bancă, mereu. Vedeți dumneavoastră că acum e soare, prieteni. Acolo, pe prima bancă, e soare plăcut. Și aici la umbră e un pic mai răcoare acum. Iar stăm aici pe prima bancă, prieteni, pentru că e soare. Am să și vă arăt acum, prieteni. Punem cafeaua jos frumos. Uita soarele acolo, prieteni. E foarte frumos, prieteni. E dimineață. Cred că e 8 și un sfert ceas. Cam așa ceva. 8 și un sfert dimineața, plăcut. Am să vă arăt crizantemele acum, dacă se vede. Ia uitați-le, prieteni, crizantemele cum au înflorit. Pe alea frumoasă, alea plăcută, care îmi place mie, aproape de magazinele de pe vremuri, magazinele Lumea Copiilor, parcă așa îi spunea. E foarte frumos, prieteni. Aici pe vremuri, dacă vă mai ziți aminte, prieteni, era cofetăria mondială care era acolo la stradă, cu un umbreluțe frumos. Iarna intra înăuntru, vara stătea afară la terasă. Și parcul, prieteni. Da, prieteni, să beau și o gură de cafeluță, prieteni, ca de obicei, cum am făcut-o mereu. E frumos, e toamnă, prieteni, începe să cadă frunzele. Da, prieteni, e super frumos afară, toamne, e minunat, e foarte plăcut, prieteni. E superb în acest parc, pentru că vin de mult în parcul ăsta și îmi place mult de tot, prieteni. Parcul copilăriei mele, parcul tinereții mele, prieteni.
Încă o dată, bună dimineața, prieteni, pentru cei care urmăriți videoclipul mai târziu, abonați-vă la canalele Secvențe TV, canalul Imagine TGV și Imagine TGV 2. Nu vă costă nimic, prieteni, sunt gratis canalele, doar urmăriți, dacă vreți dați un like, dacă nu, nu. Ia să vedem și mitropolia. Ia uitați mitropolia. Uitați soarele acolo după crângile copacilor, ia uitați-l. Încă o dată mai vedem mitropolia, dar să vedem și acest porumbel frumos, ia uitați-l. Și verdeața asta super frumoasă. Thank you.